Cu această ocazie ne-am adus aminte de o formulare faimoasă de a dumneavoastră, 3.000 de euro convocarea, 5.000 de euro titularizarea. Cam astea erau datele atunci, sau până la apariția cărții. Despre asta cred că e vorba cum devii fotbalist și nu știu ce s-a mai întâmplat de atunci în pace. Dar din ceea ce știam, la vremea respectivă, cam astea erau cifrele și văd că ușor, ușor încep să fie și confirmate. Probabil că, probabil, nu spun sigur, acestea e doar începutul, pentru că e greu să facă declarații un părinte. Un prim părinte și după aia să înceapă o cavalcadă așa. Dacă luăm în calcul inflația, probabil că sumele au crescut. Nu, mă, nu știu exact, nu vreau să acuz pe nimeni, dar văd că încep ușor, ușor să prindă curajul și alții și probabil că în decursul timpului au fost și situații de genul acesta. Nu bag mâna în foc, dar nu este fum fără foc. Sunt acuzații cu detalii, adică sunt relatări cu detalii în amănunt despre jucători care sunt ofertați, de exemplu, adică doar dacă plătești poți să mai faci parte din lotul național, jucători care sunt inhibați, tratați urât pentru a li se face culoar altora și așa mai departe. Eu cred că totuși selecțiile importante la echipele naționale de junior au fost făcute, vorbesc de cele importante și subliniez, au fost făcute cam pe bune. Drept că au fost omiși foarte mulți fotbaliști de-a lungul timpului. Sunt jucători cu componența echipei naționale de senior a României care n-au evoluat la nivel de junior. Sigur că mai există o categorie de părinți frustrați care consideră că lor copil e cel mai talentat din lume. Toți copiii părinților sunt Messi și Ronaldo. Lucrurile nu stau chiar așa întotdeauna. Dar există și situații în care, într-adevăr, la nivel egal valoric, să poate să fie cerut un avantaj, un anume, să fie material sau de altă natură. Da, până una alta, nici nu prea contează dacă ești cu adevărat valoros sau nu, ce își imaginează părintele, dacă s-au făcut presiuni, dacă s-au cerut bani, nici nu mai contează valoarea juniorilor. Munca asta de la copii și juniori este puțin mai grea decât pare la prima vedere. Pentru că majoritatea antrenorilor sau selecționerilor, la vârsta am lucrat și o 4 ani în federație, le știu psihologia, deși nu întotdeauna am împărtășit-o, merg pe jucători de forță la 15, 16, 17 ani. Jucători capabili să joace, știu eu, contra nemților, contra englezilor, cu cât de cât cu o șansă de reușită, egal să zicem. Totodată, la aceeași vârstă, sunt și copii care cresc mai greu și se maturizează la 19, 20, poate chiar 21 de ani, care sunt ignorați la 17 ani. Man, de exemplu, a fost un caz de genul ăsta. Denis Man, care tot timpul a fost până la 17 ani și n-a fost convocat, iar la 19 a fost odată sau de două ori convocat în generație cu Ianis, cu Coman și așa mai departe. Ca să se dovedească în timp că este cel mai mare transfer din istoria fotbalului românesc. Deci s-au fost situații de dată recentă. Sunt părinți frustrați, sunt părinți care caută să dea șpagă, nu știu dacă și reușesc, sunt copii care merită să ajungă și nu ajung din cauza fizicului sau lipse de forță, poftim, că despre asta este vorba la vârsta asta, și sunt copii care se plafonează după 19 ani. Cunosc foarte mulți puști, este un caz, Manolache, Gabi Manolache, care a fost nalipsit de la 15 la 19 ani. A fost capitanul echipelor naționale de junior timp de 4 ani, peste 35 de meciuri. Joacă în divizia C, Liga 3 la Bistrița. La 21 de ani. Da, și eu mi-aduc aminte de un junior care multe mă încânta și care a și fost luată de Steaua, parcă la un dat, Mihalcea, de la Brașov. Echipele naționale, și dacă o să citiți, punctul meu de vedere, și în carte, poftim cum devii fotbalist, prezența la echipelor naționale de junior nu trebuie să fie un țel pentru copii. Din păcate, foarte mulți părinți vor să ajungă copiilor acolo, nu știu de ce, pentru că poate că e un lucru important și pentru CV. Este, dar nu neapărat, cum să spun, nu decide viitorul tău fotbalist prezența sau neprezența la un lot național de juniori. Repet, sunt mari fotbaliști ai acestei țări care nu au făcut parte din echipa națională de juniori a României. Ciclean, Dorinel Munteanu și așa mai departe. Adrian Ilie.
n-au fost convocați nici măcar o dată. Nu înseamnă că n-au jucat de 130 de ori în echipa națională.